profesor de științe umane și legislație. Aceasta este titulatura Claudiei Țâru. Grupul școlar Petru Maior este casa acestei dăscălițe de peste 20 de ani. În câteva cuvinte, putem spune că doamna profesoară este o persoană echilibrată, care știe ce vrea de la viață. Corectă, inteligentă și zâmbitoare. Așa o găsim mereu. La ore se implică intens, deoarece cunoștințele acumulate de-a lungul anilor trebuie să fie împărtășite elevilor prin exemple și provocări la reflexie. Așa arată un profesor ideal, spun elevii. În grupe, am dat câte un citat, o să vă rog, pe rând, scurt, concis, să citim un text și să îl supunem dezbaterii. Fiecare grup are un reprezentant, asta nu înseamnă că anulăm dreptul sau posibilitatea de a-și spune punctul de vedere ceilalți. Haideți să începem cu cine? Laura, începem? Suntem singuri, fără nicio scuză, ceea ce vă exprima zicând că omul e condamnat să fie liber. Condamnat pentru că nu s-a creat singur și, pe de altă parte, totuși liber, pentru că odată aruncat în lume, el e responsabil de tot ce face. Sartre, existențialismul este un umanism. Eu zic un răspuns simplu, să-și iubească meseria și să iubească oamenii și copiii. Și atunci, prin iubire, poți să cedezi, comportându-te altruist, în așa fel încât să obții succes. Elevii din clasă ne-au destăinuit că vin cu drag la orele profesoarei Claudia Țâru. De ce? Pentru că știe cum să ghideze spre memoria fiecăruia informațiile cuvenite. Nu ține niciodată un monolog și nu predă strict din manual. Orele ei sunt interactive, cu exemple din viața de zi cu zi. Sunt cursuri care pot fi o rampă de lansare spre viață și o cale spre maturizarea adolescenților. Există și momente în care doamna profesoară devine părinte pentru mulți elevi. Probabil faptul că am rămas 21 de ani în școală e un răspuns posibil. Eu iubesc. Mai ei trebuie să răspundă dacă într-adevăr m-am comportat ca un părinte în anumite momente. Într-o oră obișnuită, doamna profesoară intră în clasă, ne salută calduros, apoi începe să ne întrebe cum a fost, cum ne-am descurcat cu ceilalți profesori, în cele din urmă începem lecția. Cu exemple, cu legi, deoarece facem legislație, la comunicare cu și mai multe exemple din viața de zi cu zi, iar la relații publice, de asemenea. Pentru că este așa de inteligentă încât se coboară la nivelul inteligenței noastre, încât să ne poată să transmită informația pe înțelesul nostru și să ne explice. Și are capacitatea de a comunica foarte bine cu elevii și cu celelalte persoane din jurul ei. Asta am observat. Modul în care explică lucrurile, modul în care îți transmite informațiile, capacitatea lui de a trage atenția, de a-și expune cât mai bine punctele de vedere, dar nu în ultimul rând și modul în care interacționează cu elevii, modul în care se apropie de ei, prin care reușește să se apropie de ei. În mod sigur, dacă un profesor este apropiat de elevii săi, aceștia vor veni cu drag la oră și nu vor chiuli. Prin mâna ei au trecut multe generații. Prin viața ei au adus o rază de bucurie, rezultate multe și frumoase de la actuali și foști elevi. Fiecare licean își amintește de Claudia Țâru cu drag. Mulți o caută pentru a-i mulțumi, ori doar pentru a povesti despre anii de liceu. De regulă, un prof de 10 nu dă nota 10 foarte ușor și totuși, adulți fiind, foștii elevi i-au rezervat un loc special în sertarul lor de amintiri. Ceva informații și-au devenit, zic eu, responsabili și s-au maturizat enorm. Mai ales în liceu, elevul constată în mod conștient că devine adult și își asumă responsabilități. Și mă bucur de multe ori că am avut elevi cu rezultate deosebite și elevi de care eu sunt mândră astăzi, după ani și ani. Când
mulți dintre acești elevi chiar v-au căutat după așa. Mulți, mulți. Cu mulți țin legătura și pe internet. Surprinzător, foști elevi din Hamburg sau din Statele Unite au luat legătura văzându-mă pe Facebook sau Netlog și precizau că le este dor de școală și de dascăli și mă întrebau dacă mi-aduc aminte de ei. Eu de toți mi-aduc aminte. E posibil ca unele nume să le uit, dar fizionomia sau rezultatele lor îmi actualizează informațiile legate de foștiele și mă bucur pentru fiecare reușită. Pentru felul ei de a fi, pentru inteligența și modestia de care dă dovadă, pentru faptul că a devenit, vrând nevrând, un părinte pentru mulți, pentru atmosfera plăcută și interactivă a orelor sale, pentru rezultatele obținute de-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, o numim pe profesoara Țâru Claudia, de la grupul școlar Petru Maior, un prof de nota 10.